absolvit Institutul de Pedagogic Suceava în anul 1980, secția Educație Fizică. Completarea studiilor am făcut-o după Revoluție. Deci sunt peste 30 de ani de când am început să cochetez cu... La început am luat contact cu sculptura într-un sat, nu departe de aici, la Pârtești de Jos, unde erau niște templari care făceau tot felul de chestii sculptate în manieră naivă. M-a atras, dar nu maniera ca atare. Eu n-am făcut ghinduțe, n-am făcut... Deci am dat peste albume, un album cu Ioan Sârghi și de asemenea se găsea în librăriile noastre tot un mare sculptor în lemn al României, Vida Gheza de la Baia Mare, pentru că el lucra și în lemn. Deci am luat Vida Gheza, m-am uitat, am început să-l copii de Vida Gheza. În 87 am participat cu aceste mici pastișe. Am participat la un festival Cântare României. Am expus pentru prima dată acolo, un director de la școala din Cașvana, directorul de la școala din Cașvana de la vremea respectivă, mi-a zis atunci: domnule, îți întrebări un viitor frumos în domeniu. Și lucrurile astea pentru mine au fost determinante. Adică mi-au dat curajul necesar să continui. Eu fac ca mine. De fapt, există și contestatari că nu sunt meșteșugar. La mine eu folosesc drujba pentru decuparea materialului, dar după care folosesc, ați văzut, barda, Tesla mai folosesc la alea scobite și data. Că îmi place să merg când sunt ciuperci în pădure, să merg hrib, să mă duc la după hrib. Și nu numai, după orice, toamna sunt ghebele, opintice, pipince, cum sunt numiți în diverse zone ale... Să mă uit în copaci după material sau rădăcini, unde găsesc ceea ce cred că mi-ar fi de folos. La vremea respectivă îmi mergea foarte bine, câștigam foarte bine din ce lucram. Cu munca mea pe două săptămâni am cumpărat terenul ăsta. Da, dar vindeam lucrările foarte scumpe. Eram
eram și singur. Acum s-au au apărut și chinezisme care imită și ea românească și lingura și o mulțime de alte treburi. Peste ea românească, chinezii au început să o copie de peste tot, că fiecare zonă are specificul ei. Broderia aia pe la mâneci cu ața la culoarea materialului, alba. Și fac și așa ceva. Și îi fac la mașină, nu fac la mână. Bine că nu cred că își propune cineva să realizeze lucruri identice. Deci eu, așa cum vă ziceam, că am realizat până la ora actuală cel puțin 10.000 de mărți. Trebuie să zic că există și asemănări multe, dar oricum nu există două măști care să fie identice. Pentru că nici materialul nu este identic. Și materialul e diferit. Și atunci, și starea de spirit, pentru că înainte de toate starea de spirit influențează decisiv în lucrarea ca atare. Mai încarc să-i mai fac ceva, dar consider că e mult mai interesantă să rămână așa. Gândiți-vă bătălia care se face în clipa asta în lume, pornind din America.